Ați vrut să știți înțelesul celor 7 spuse pe care Domnul le-a rostit pe cruce, dar nu sunt limpezi? Prima, Părintele, iartă-le lor că nu știu ce fac. Prin aceste cuvinte, Domnul a arătat în primul rând mila sa față de ucigași, a cără răutate nu l-a lăsat nici în chinurile de pe cruce. Chiar în al doilea rând a proclamat de pe vârful stâncii Golgotei un adevăr dovedit, dar niciodată băgat la cap, și anume, că făcătorii de rele nu știu niciodată ce fac. Omorându-l pe cel drept, ei se omoară în fapt pe sine în vreme ce pe drept îl proslăvesc. Călcând legea lui Dumnezeu, ei nu văd piatra de moară ce se pogoară nevăzut asupra lor ca să-i macine. Bagiocorindu-l pe Dumnezeu, ei nu mai văd cum își preschimbă propria față în bot de animal. Îmbătați de rău, ei niciodată nu știu ce fac. A doua. Adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Această spusă a fost îndreptată către tâlharul care s-a pocăit pe cruce. Foarte mângâietor cuvânt pentru păcătoșii care se pocăiesc fie și în ultima clipă. Milostivirea lui Dumnezeu e negrăit de mare. Domnul își săvârșește misiunea și pe cruce. Până la ultima suflare, el mântuiește pe cei care arată fie și cea mai mică voință de a se mântui. A treia. Femeie, iată fiul tău. Așa i-a zis Domnul Sfintei sale Maici, care stătea sub crucea iubitului ei fiu răstignit. Iar apostolului Ioan i-a zis, iată mama ta. Cuvintele acestea arată grija de fiu pe care oricine o datorează părinților. Iată, cel ce a dat porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta împlinește el însuși porunca sa până în ultima clipă. A patra, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cuvintele acestea arată pe câtă neputință a firii omenești, pe atâta clareviziune, fiindcă omul este cel care patimește. Aici însă, sub suferința omenească se ascunde o taină. Iată, fie și doar cuvintele acestea puteau zdrobi erezia ce avea să cutremure mai târziu biserica și care învăța greșit că Dumnezeu a pătimit pe cruce. Însă veșnicul fiu al lui Dumnezeu s-a întrupat ca om tocmai pentru a putea ca om, cu trupul și cu sufletul, în clipa rânduită să pătimească pentru om și să moară pentru om. Căci dacă în Hristos a pătimit dumnezeirea, înseamnă că dumnezeirea a murit în el. Iar acest lucru e de neconceput. Adânciți-vă cât mai mult în aceste mari și înfricoșătoare cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? A cincea, mi-e sete. I se scursese sângele. De aici setea. Soarele care apunea îi bătea în față și una peste alta cu celelalte chinuri îl ardea cumplit. Firește că era sete. Dar, o, Doamne, oare chiar ți-e sete de apă sau ești cumva însetat de dragoste? Ești însetat ca om sau ca Dumnezeu? Sau și una și alta? Iată, legionarul roman îți dă buretele înmuiat în oțet. O singură picătură de milă pe care ai simțit-o de la oameni în 3 ceasuri cât ai fost atârnat pe cruce. Soldatul roman micșorează păcatul lui Pilat. Păcatul împărăției romane față de tine fie și cu oțet. De aceea tu vei strica împărăția Romei, însă în locul ei vei zidi o împărăție nouă. A șasea. Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul. Fiul își dă Duhul în mâinile tatălui său, ca să se știe că de la tatăl a venit, nu cu de la sine putere, cum îl învinuiau evreii. Cuvintele acestea au fost rostite însă și ca să audă și să priceapă budiștii, pitagoreni, ocultiștii și toți acei filozofi care băsmuiesc despre sălășluirea sufletelor celor morți în alți oameni sau în animale sau în plante sau în stele și minerale. Lepădați toate aceste fantezii și priviți încotro se îndreaptă Duhul dreptului mort. Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul. A șaptea, săvârșitul sa. Aceasta nu înseamnă s-a sfârșit viața. Nu, ci înseamnă s-a săvârșit misiunea răscumpărării și mântuirii neamului omenesc. Săvârșitul sa și s-a pecetluit cu sânge și moarte pe pământ lucrarea cea dumnezeiască a singurului Mesia adevărat al oamenilor. Săvârșitul sa chinul, dar viața de-abia apare. Săvârșitul sa tragedia, însă nu drama. Urmează ultimul, mărețul act, biruința asupra morții, învierea, slava.